Break the Fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac. Bine te-am regăsit! Astăzi îți prezint 10 date interesante despre tehnologiile digitale, platformele online și rețelele sociale. În prezent, rata de penetrare globală a rețelelor sociale este de aproape 54%. Europa de Vest înregistrează o rată de penetrare de 79%, clasându-se în fruntea utilizării globale a rețelelor sociale după regiune. În fiecare secundă, la nivel global, se înregistrează 9,6 noi conturi de utilizator pe rețelele sociale. Într-un singur minut, pe internet se întâmplă următoarele lucruri. Sunt încărcate 66.000 de poze și clipuri video pe Instagram, sunt postate 510.000 de comentarii pe Facebook, sunt trimise 575.000 de tweet-uri pe X, fosta Twitter, sunt vizualizate 167 de milioane de clipuri pe TikTok și sunt efectuate 5,7 milioane de căutări pe Google. TikTok a ajuns la 1 miliard de utilizatori activi în doar 5 ani, în timp ce rețeaua Facebook a avut nevoie de 8 ani pentru a atinge aceeași performanță. TikTok a devenit astfel rețeaua socială cu cea mai rapidă ascensiune din lume. Facebook a atins pragul de 3 miliarde de utilizatori la nivel global, ceea ce înseamnă aproape jumătate din populația globului cu vârsta de peste 13 ani. La nivel global, utilizatorii de internet petrec în medie peste 6 ore pe zi accesând diverse servicii și aplicații digitale. Orice schimbare la nivelul rețelelor sociale reverberează puternic în sfera publică. De exemplu, schimbările recente la nivelul algoritmilor de căutare au dus la o scădere cu 60% a traficului organic din social media către cele mai importante site-uri de știri la nivel global, ceea ce echivalează cu milioane de vizite pierdute pentru aceste site-uri. Smartphone-ul din buzunarul tău are o putere de procesare de peste 100.000 de ori mai mare decât cea a computerului care a făcut posibilă aterizarea omului pe lună acum 54 de ani. MIT Technology Review nominalizează printre tehnologiile revoluționare ale anului 2023 inteligența artificială generativă, locul 2 în top. Este vorba de tehnologiile care permit generarea de text sau imagini în baza unor instrucțiuni primite de la utilizator. Inteligența artificială este utilizată în prezent în medicină, diagnosticare, tratament, monitorizarea parametrilor biologici, relațiile cu publicul, asistenți virtuali, chatbots, finanțe, detectarea fraudelor financiare, analize de risc avansate, planificare financiară, managementul inteligent al traficului, agricultură, monitorizarea culturilor, automatizarea echipamentelor și în multe alte domenii. Viitorul este aici. Rămâi cu București FM, sursa sigură de informații. Break the Fake. Informare despre dezinformare. Cu Flavia Durac.